În Evanghelia după Ioan, ni se spune că Domnul Iisus era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup, plin de bunătate și de adevăr. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care e așa de una cu Tatăl încât tot timpul e în sânul Tatălui, El ne l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Dacă trecem de la capitolul 1 la capitolul 17, acolo Domnul Iisus îi raportează Tatălui: Te-am făcut cunoscut oamenilor pe care mi-ai dat. Cu alte cuvinte, de la capitolul 1 până la capitolul 17, Domnul Iisus li l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu apostolilor. Și cum li l-a făcut cunoscut? Mereu, mereu le-a vorbit despre Tata, despre Fiul și despre Duhul Sfânt. Tatăl iubește pe Fiul și tot ce face, face de dragul Fiului Său. Tot ce are de Fiului Său. Fiul e numai ochii la Tată. Iubește pe Tată. Ascultă pe Tată. Nu face decât ce îi spune Tată. Dacă Tată îi dă ceva, el face și apoi spune: poftim, Tată, ți le duc înapoi, sunt ale tale. Tata și Fiul fac totul prin Duhul Sfânt. Nu lasă niciodată în afară. Ei totul fac prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt la rândul lui spune: uitați-vă la Tata, uitați-vă la Fiul. Dați cinste lui Tata, dați cinste Fiului. Trei persoane. Acesta e Dumnezeu. Trei persoane care sunt una, așa de una încât formează un singur Dumnezeu. Dar trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Tata trăiește pentru Fiul și Duhul Sfânt. Fiul trăiește pentru Tata și pentru Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trăiește pentru Tata și Fiul. Uitați-vă la minunea asta. Trei persoane care fiecare uită de sine și îi ridică pe ceilalți, înalță pe ceilalți, se caută folosul celorlalți, se împlinește în ceilalți. Acesta e Dumnezeu. Trei persoane în relații perfecte. Imaginează-ți că într-o zi aceste trei persoane îți vor zice: îți place cum trăim noi? N-ai vrea să fii între noi? N-ai vrea să faci parte din familia noastră? Pentru că scopul nostru e să ne mărim familia. Așa ni l-a făcut cunoscut Domnul Iisus pe Dumnezeu. Ca minunea asta a trei persoane trăind în relații perfecte, de bunătate, de iubire. Și apoi spunându-ne clar: ai fost făcut pentru asta. Adevărata ta împlinire e numai când faci parte din familia aceasta. Eu te invit. Acceptă învățăturile mele și atunci eu rog pe Tata să pună Duhul Sfânt în tine, viu eu în tine, ne facem una și te învățăm să trăiești între noi și după aceea te învățăm să iei relația astea
și să le duci în familia ta, în școala ta, în fabrica ta. Tu trăind în minunea împărtășiei cu Dumnezeu, o duci și la alții. Uitați-vă bine, vă rog, ce a făcut Domnul Iisus. Ni l-a descris pe Dumnezeu în bogăția bunătății și a perfecțiunii relațiilor. Și apoi ne spune, vrei să vii aici? Pentru asta ai fost făcut. Vino în frumusețea relațiilor de bunătate din Sfânta Treime. Dragii mei, observați, aceasta ar trebui să fie evangelizarea. Pentru că în Matei 28, duceți-vă, faceți ucenici din toate națiunile, cum? Scufundându-i în Sfânta Treime. Botezându-i acolo înseamnă scufundându-i. Scufundându-i în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. A face ucenici înseamnă a îi învăța ce-i Dumnezeu, până când omul zice, asta îmi place. Atunci vin înăuntru. Cum să nu viu și plonjezi în Dumnezeu? În adevărata viață, în adevărata împlinire. Iată ce-i Dumnezeu și iată invitația care ți-o face Dumnezeu.